Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis sâmbătă avertizare cod roșu de inundații pentru râuri din bazinul hidrografic Trotuș din județele Harghita, Bacău, Covasna și Neamț. De asemenea și pentru râurile din bazinele hidrografice Târlung din județele Brașov și Covasna, unde avertizarea a fost prelungită ieri de hidrologi până la ora 24. În județul nostru, inundațiile au avut loc în bazinul superior al râului Argeș. Cursurile de apă au făcut ravagii chiar de la izvoare. Debitele au fost atât de mari încât au rupt în calea lor drumuri și poduri. În nordul județului Argeș sunt locuri unde nu se mai poate ajunge decât cu pasul. În masivul Făgăraș, în nordul județului, acolo de unde izvorăște pârâul Capra, a plouat atât de mult încât sunt șuvoaie peste tot. Până și izvorul, care de regulă e doar un firicel de apă, a ajuns la un debit impresionant. Drumul a fost afectat, iar la câteva sute de metri un pod a devenit impracticabil. Așa e bine, mergi drept, ține drept, ține, merge, merge, merge! Hai, hai, că merge! Ține drept! Ține drept, merge! Merge, merge, merge! Situația a fost sesizată și de compania de drumuri, care a constatat la o primă evaluare că trebuie să se intervină punctual în foarte multe perimetre, astfel încât nu pot fi date termene de reparații.